Beți, 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 beți. A venit aici pe front ca să ne batem în sfârșit cu cine trebuie, cu Cartoon Cat. Bă, războiul Cartoon Cat durează deja de 3 luni și nu am avansat cu nimic. Uite-te și tu, bă, cât fumi aici în jur, bă. Bă, așa păi, e pe război. Așa e pe război? Bă, n-am mai mâncat o mâncare bună de luni de zile și mănânc cu unghiile și mă cac pe mine non-stop, bă. Nu-mi place în războiul ăsta, bă. Nici măcar nu voiam să vin, sincer. Dar nu trebuie să-ți placă în primul rând în război. Asta e un război pe care noi trei trebuie să-l purtăm cu Cartoon Cat. Trebuie să scăpăm odată de el. O să scăpăm. Azi e bătălia finală și trebuie să le dăm. Le dăm! Luați de aici, Cartoon Cat-ilor! Ba, am o întrebare. Tocmai ai tras în zeppelinul nostru. Da, pe ăla e a nostru. Bă, ăla e singurul lucru cu care am mai putea să câștigăm războiul ăsta. Nu ne merge bine de luni de zile, bă. De luni de zile pierdem teritoriu în fața Cartoon Cat-ilor. Am crezut că e zeppelinul lor. Asta este. Da, Tony, am mai rămas doar noi doi. Bă, eu zic că n-are cum să fie al nostru, că e gri. Și trebuia să fie colorat ca tine, bă. Trebuia să fie mai, nu știu, mai vioi, colorat mai vioi, că noi suntem așa niște persoane mai vesele, știi? Bă, omule. Da. Mai zi o dată, cum suntem? Persoane mai vesele. Persoane mai vesele? Da. Ia mă de aici, persoane mai vesele, da. Bă. Ia, bă, de aici, ia persoane mai vesele, ia de aici, ia! Ah! Bună ziua din nou, am venit să întreb ce mai faceți. A, ce mai fac, mă întrebi tu pe mine. Da, ce mai faci în această zi frumoasă de mers la picnic. Bă, se aud gloanțele cum se trag pe front, non-stop. Mă aștept să vină un Cartoon Cat din spate să mă ia de gât să mă moare. Și tu mă întrebi zi frumoasă de picnic? Da, pe așa se merge la picnic, ia uite, păi în Guatemala asta era zi de duminică. Ieșeai afară din casă, vedeai asta, spuneai, mamă, dar azi e mai frumos ca ieri. Ajutor! Tony? Tony? Ajutor! M-am pierdut pe front! Tony! Trebuie să mergem să-l căutăm pe Tony! Tony! Aud voci, dar nu pot vedea de unde sunt. Tony, trag în cer să ne găsești. Tony! Bă, stai bă, alea singurele noastre gloanțe, bă, nu mai trageți, bă. E pe aici, e pe aici, haide. Tony! Băieți, sunteți în vogăuna asta? Tony? Aaa, nu. Tony? Da. Unde ești? Sunt pe front. Păi, Tony, vezi că trageți să ne auzi. Bă, o fi ultimul din noastre gloanțe, dar pentru Tony le consumăm. Tony! Am auzit ceva. Am auzit pe Tony. Bă! L-ai găsit? Uite-l, uite-l. Bă, sunt pe frontul lor? Ești pe frontul lor, bă, bă, stai spion, bă, eu nu mai merg acolo. Tony, Tony, ești spion? Nu, fiți atenți. A, uite-l pe Tony, e acolo în față. Tony! Trebuie să vă spun ceva. De azi înainte, eu sunt comandantul acestui război. De azi să-mi spuneți domnul general. Bă, de ce ești tu domnul general al acestui război? Păi, m-am întâlnit cu domnul comandant și mi-a spus, Pablito, de azi tu ești generalul. Nu-i așa, domnule comandant? Bă, domnul comandant s-a sinucis. Suntem pierduți, Tony. Suntem pierduți. Bă. Cum să fim pierduți? M-a lăsat mini-comandant, că el a zis că nu mai vrea, că nu mai rezistă psihic. Uite-ți bine acum, s-a pus un pic la somn. Domnul comandant, uitați, a devenit ce-a vrut el să devină toată viața lui. Opinia ta. Dă-i Tony în el, dă-i cu poftă, cum n-ai mai dat în viața ta cu ranga aia. Și bă, băieți, a murit domnul comandant. De azi eu fac regulile și prima mea regulă a fost să capturăm un ostatic. Era un spion al inamicilor. Era un spion al cartuncheților și l-am prins acolo în subsol. Sunați-ne un pic domnul comandant. Domnul comandant, dă-te o leacă! A intrat, să nu-l deranjați că doarme. Am intrat. Așa, Tony, băieți, este acolo. Nu am deranjat. Bă, de ce putea așa tare în buncărul ăsta, bă? Bă, putea pisică moartă și cred că știu de ce. L-am capturat, băieți, l-am capturat să nu vă apropiați pe tare pe el, poate încă mișcă. Bună ziua, trezirea! Vrem informații despre toți cartuncheții. Poate ești sigur că știi să interoghezi un ostatic? Da, cum adică să nu știu? Bună ziua! De ce tragi cu agheu sub pământ într-o cameră în care suntem doar noi? Da, Tony. Deci ăsta e cartunchetul. Tony, Tony, mergi și interoghează-l. Bine, bine, bine. Du-te lângă el, du-te lângă el. Întreabă-l de sănătate. Ce boli ai? Cât face 3 ori 5? Cine e președintele României? Păi voi sunteți siguri că asta e o idee bună? Da, dar nu vrea să vorbească, el acum e în viață, dar face prin mortul. Bă, ăsta nici măcar nu-i pune întrebările pe care trebuie să-i le pună, bă. Dar ce întrebări trebuie să-i pun, bă? Unde e frontul? Uite-te și tu, bă. Dacă scapă, mă, și vine și ne omoară. Nu scapă, bă. Cum să scape ăsta? Nu o să scape niciodată de aici. Și uite-l cum dansează. Domnule Cartoon Cat, bună ziua, hai trezirea, că nu mai avem timp de dormit, avem niște informații. De cum dansează fata. Hop, 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 hop. Ia uitați-l, face să danseze, ia uitați-l. Bă, întrebați-l chestii importante, cum să câștigăm războiul, bă, v-ați gândit la chestia asta? Cum să câștigăm războiul? De Tony, Tony. Nu așa, Tony, bă! Vino cu așa de în el, Tony, hai să-i dăm în el, să-l gâdilăm până ne zice, până ne zice cum să câștigăm zine, războiul. Zine, trezirea, domnule Cartoon Cat. Trezirea, a venit, bună dimineața!
dacă se rup alea în care ai strâns acolo și ne bate, bă, dacă îi mai faceți așa. Bă, n-are cum, e prins cu flex tape, se flexează. E prins cu vitamina C, băieți, nu mai iese de aici, ia uite-te la el. Aha, m-am pus pe el, Bă, te mușcă de glezna. Nu mă muscă, bă, că nu poate să iasă de aici, e vai de capul lui. Poate nu te muscă, dar poate să înțar. Bă, bă, ai zis că n-o să scape, bă, îmi dă-n cap, îmi dă-n cap, sunt blocat aici, fugi! Bă, ai ieșit din bunker, trage-i! Dai cu tot ce ai! Repede din bunker aici! Vă ajut eu, băieți! Aici, nu mai avem o să scăpăm! Hai că vă ajut! Cum s-a dus? Bă, ne-a aruncat ăsta grenada aici! Bă, stai, bă! Vă ajut! Tony, nu ne ajuți așa, bă, nu mai arunca grenadă! Omoară-l pe Cartoon Cat! De ce eu? Bă, e infiltrat în fronturile noastre, cum adică? Trage-i! Dar știi că sunt ale noastre, poate astea sunt ale lui. Regruparea, avem aici, hai să vedem cum sunteți. Ia în tine! Ce? Cine te-a pus pe tine, șef? De când e ăsta șef, numai rele ni se întâmplă, bă, trebuie să facem ceva. Eu sunt șeful. Bine, bă, spune ce să facem dacă e șeful. Scoatem astea și le mâncăm. Vrei să mănânci grenade? Da. Ce? Mâncăm grenadele și așa scăpăm de ei odată pentru totdeauna. Și învingem la propriul lor joc. Poate am fost slab ca șef, dar Tony e la alt nivel. Bă, mai am eu un plan. Yes, hai să vedem. Afară este un tank de rezervă. Mergem, îl luăm și încercăm să ne batem. Bine, diversiune! Trebuie să-i dăm altfel, trebuie să-i dăm. ATV-ul ăsta a găsit un pod. Cineva merge cu el, trebuie să-ți duc și plantează bomba. Bine. Cineva trebuie să se sacrifice. Tu ești momeala, du-te pentru patrie. Uitați, bă, băieți, bă, tancul, bă, numai că e o singură problemă, eu nu știu să-l pilotez. Știi vreunul dintre voi să-l piloteze? Tancul! Tony, tu știi să-l pilotezi? Da, am carnet, haideți. Bagă-te, Tony, bagă-te în tancul vieții! Tancul vieții! Bă, stați, bă, că m-ați uitat pe mine, bă, stați așa, bă, mă calci! Păi urc o dată, hai! Păi da, bă, ce-ai făcut, m-ai tras pe lângă mine, stai, mă, să mă urc, bă, așteaptă-mă puțin! Bă, urcă-te, bă, odată, nu știi să te urci într-un tank? Bă, e serioasă treaba, bă, trebuie să mergem tot înainte, că acolo e frontul Cartoon Cat, haide! De ce dai cu spatele? Ești sigur că știi să conduci? Astea-s butoanele, atâtea butoane avem. Acum? Hai, Tony, dă-i acolo! Pornim motoarele! Wow! Wow! Ajutor! Sunt luat pe sus! Bă, nu cred că e ok, bă. Suntem blocați. Bă, ne atacă, iar nu omorât! Bă, Tony, bă! Situația e scăpată de sub control, l-a luat! Avem totul sub control! Bă, stai liniștit! Nu cred, bă! Am un tank! Nu mi-e frică mie de Mau-Bau! Bă, Tony, bă, fă ceva, bă, că suntem înconjurați de Cartoon Cats! Acum încerc, bă, așa? Cred că ne iese fum din tank, bă, nu cred că e ok! Bă, nu cred că iese fum din tank, n-are cum, că tankul e nou-nouț! N-are ce să pățească tankul! Hai, dă-i, Tony! Fugi, Tony, că iar ușor să mor! Nu pot să mișc tancu! Cum să nu poți? Dă-i mai la dreapta, Tony! Tony, dă-i mai la dreapta! Care-i dreapta? Bă, l-a luat iară pe Pablito, bă, Tony, bă, fă ceva! Care-i dreapta? Trage-n ei, bă, trage-n ei măcar! În care ei? Bă, nu-i bine! La stânga moarte, la dreapta moarte! N-avem unde să scăpăm, Tony! Să fă dreapta? Bă, fă oriunde poți! Nu mai știu că e fața tancului! Bă, sunt peste tot, bă, ne dau cu pumnii în cap, bă! Bă, nu știu care e fața tancului și nu mai văd nimica! Ce se întâmplă? Uite, a murit cineva! Bă, Tony! Ne-a explodat tancul! Ne-a explodat tancul, Tony! Fugeți! Nu! Asta e singurul plan de scăpare de aici, vedeți? Asta, aici e bunkerul. Trebuie să o luăm pe aici până aici. Tu ne-ai băgat în asta, tu trebuie să ne scoți, bă, e singurul loc sigur acum în care mai suntem, bă, suntem înconjurați de Cartoon Cats, n-am mers, bă, să dăm nici cu tancul, nici cu nimic, bă, scoate-ne, bă, de aici! Păi, vă scot acum, uite aici ce plan avem, vedeți, ăsta e planul, ăsta e un meniu de la pizza. Ce? Ăsta e meniu de la pizza, am uitat că l-am luat, l-aveam în buzunar. Oi, Doamne ajută! Unul calțone cu un sos de usturoi. Calțone ai tu în cap, Tony, că aici nu-i niciun calțone. Dar vreau calțone. Bă, nu cred că livrează pizza aici, băi, suntem în război, ai uitat? E, nu livrează pizza, ai încercat tu? Sau te renunți așa cum renunți tu la totul? Că ai renunțat acum la războiul ăsta de dinainte să mergem la el. Deci,
Am găsit această bijuterie ca să plecăm spre nava, mamă, să plecăm de aici, să nu mă nimeni moare cartun cheții. Unde vrei să pleci, mă? Asta e cea mai bună invenție. Plecăm spre Zeppelin și scăpăm din cartun cheți și nu o să mai murim. Mamă, da, plecăm spre Zeppelin, îl doborâm și după aia, uai lei, omorâm pe toți, e? Este. Tony, fă onorurile, bagă-te în mașină. Mamă, eu conduc. Bă, stați așa, dar are doar două locuri mașină. Păi, două locuri, știi cum se spune, două locuri pentru șmec. Chiar fraiere, te-am pupat, fraiere, bă, stați, bă, nu mă lăsați aici! Băieți, m-ați lăsat singur. Băieți, vine cartun cheie să mă moare, bă. Bun, dragii mei, ăsta a fost episodul de pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, bombarați butonul de like, subscribe, share și comment. Și ne vedem tura viitoare. Pupici cu sclipici. Mua, mua, pa, pa!